Lucrările de amenajare a străzii Columna din centrul capitalei continuă. Până în prezent au fost defrișați 180 de arbori și mai rămân să fie doborâți alți 8 copaci uscați. Lucrările de defrișare a arborilor de pe strada Columna se află pe ultima sută de metri. De astăzi și până pe 20 decembrie, angajații de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi au o misiune complicată, ca la temperaturi de minus se scoate din rădăcini cioturile rămase. Pentru noi e tare greu să dăm ciotcă jos. Cât timp ați avut nevoie ca să o dați jos? Ei, cât? Vă 5, 4 băieți. Astăzi câte ați dat jos? Câte ați scos din rădăcini? Am dat o 7. Fac lucruri pentru renovarea străzii. Dacă o înghețat, nu chiar tare de înghețat pământul, se poate de lucrat. Când veți termina de scos cioturile din pământ? Nu pot să vă spun, dar trebuie luna asta trebuie să terminăm. Potrivit șefului Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Eliferie Haruță, de săptămâna aceasta pe strada Columna urmează să fie plantați alți copaci. Nu se primește atâtea plantări cât am planuit noi. Din cauza comunicațiilor care se află în Columna, au rămas cioturile de la Sfatul Țării până la Mihai Viteazul. Lucrările de curățare și defrișare a arborilor de pe strada Columna sunt finalizate în proporții de 90%.